Mai comenta atât. Ies și eu o seară cu băieții și faci mare tam-tam. Nu fac tam-tam, Matilda, mi-au zis fetele când te-au văzut la club că dansai cu aia. Aoleu, repede, toate gaițele-ți dea din cioc. Era super aglomerat acolo și s-a băgat aia în mine puțin, atâta tot. Non-stop îmi scoți ochii. Mă scot ochii, dar nu ar fi prima oară când mă înșel și eu așa nu pot să mai continui. Ei, lasă că se o trag ca lumea mai încolo și îți trece. Asta dacă nu mă plictisește măta de moarte. Vorbesc serios când mă despart de tine. Tu chiar ai impresia că în viața asta o să scapi atât de ușor de mine? Doamna Florica, doamne, ce bine arătați! Nu vine să cred de câte ori vin aici, nu-mi dau seama dacă sunteți mama sau sora ei. He, am încercat și eu să fac o prăjitură de casă, dar bineînțeles că nu mi-a ieșit ca dumneavoastră. Vai, ce băiat bun, ce băiat! Crin, preferații mei! Vai, ce norocoasă ești, măi! Ce da, așa, măi! Mama, mama, uite, mama! Vai, ce drăguț! Tu-mi simte mereu oamenii buni. Da, nu, iubesc animalele pur și simplu. Dacă aș putea, le-a salvat pe toate. Pe bune, mama, el chiar nu este deloc așa cum pare, este total altfel și... Doamne, deci nu mă mai supăr pe niciunul, gata. Stați liniștită, am eu grijă de ea. De obicei când ne uităm la apus împreună și ne ținem în brațe, uită de toate supărările. Au fost evidente semnalele, poate prea pe față, aș spune. Ce? Eu trebuie să plec. Tu crezi că o să scapi așa ușor de mine în viața asta?